Investigațiile clinice, paraclinice și tratamentele hepatitei C și a cirozei hepatice din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași sunt suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate de la începutul acestei luni. Directorul Spitalului Florin Roșu a anunțat că se introduc în sistem de compensare și gratuitate alte două medicamente pentru pacienții infectați cu hepatita virus C și ciroza hepatică virus C. Pacienții care au încercat să trateze cele două boli menționate, dar fără a avea un rezultat concret în această direcție, pot beneficia de un nou tratament gratuit. Pacienții care prezintă diferite forme de hepatită determinată de virusul C sau ciroză hepatică cu virus C se pot prezenta în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva din Iași pentru investigații clinice, paraclinice și, foarte important, inițierea terapiei specifice. Tratamentul este asigurat în baza contractelor încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pe lângă tratamentele genotip specifice deja existente în protocol, pacienții vor avea acces și la două molecule pangenotipice specifice introduse în lista de medicamente compensate și gratuite. De asemenea, pacienții adulți cu sau fără ciroză hepatică compensată, care în urma tratamentelor anterioare cu medicamentele cu acțiune antivirală directă nu au obținut răspunsul terapeutic, pot beneficia de un tratament nou. Ciroza reprezintă cicatrizarea ficatului cauzată de leziuni hepatice pe termen lung. Țesutul cicatricial împiedică ficatul să funcționeze corect. Ciroza poate duce în cele din urmă la insuficiență hepatică, ceea ce poate fi un lucru fatal pentru pacient. De obicei, durează ani pentru ca afecțiunea să ajungă în acest stadiu, iar tratamentul poate ajuta la încetinirea progresiei bolii.